Călătoresc în jurul lumii, fac sport și se răsfață cu proceduri de înfrumusețare. Vorbim despre majoritatea bătrânilor din Occident, care după pensie își trăiesc viața din plin. Nu același lucru îl putem spune și despre vârstnicii din țara noastră, care trăiesc de pe o zi pe alta. Îi întâlnim în piață căutând prețurile cele mai mici la legume, îi găsim în mijloacele de transport în comun sau la coadă la farmacie, sunt cu o rețetă pentru medicamente compensate în mână. Așa arată viața de pensionar în România, în timp ce vârstnicii din Occident sunt acei oameni cu haine colorate care călătoresc peste tot în lume. E la foarte rău, la și mai mult e foarte rău. Da. Ce să facem? Cum vă descurcați? Unde se duc veniturile? Veniturile pe chirii, adică chirii, abonamente și medicamente și mâncare de zi cu zi. Renunț la multe, am renunțat la multe, toată viața am fost într-o renunțare, că noi am fost generația de sacrificiu și pe timpul lui Ceaușescu. Și a trebuit să renunțăm ba la un concediu, ba la un spectacol, ba la niște haine de lux și în continuare renunțăm ba la un medicament, ba la un aliment care ai vrea și tu și n-ajungi la el că nu te ține buzunarul, în loc de carne mâncăm cartofi, în loc de cireșe cu 10 lei mâncăm altceva, lubeniță să zicem, cu 3 lei și așa mai departe. În timp ce vârstnicii din Occident se bucură de concediul permanent pe care îl oferă ieșirea la pensie, vârstnicii din România își plâng de milă. Cu facturile sau cu bonurile în mână, aceștia sunt nevoiți să își calculeze fiecare bănuț pentru a supraviețui. Nu mai gândiți să mai ieșiți la o terasă sau la un concediu? Nici gând, nici pomeneală. N-am fost în concediu. La tratament undeva așa, cred că sunt vreo 6 ani. Nu-mi permit. Pensia o am... Sunt mulțumit de ea cât am, dar la munca care am prestat-o, că am lucrat la mine, și la munca care am prestat-o, puteam să fie încă o dată cel puțin. Nici nu mai vorbim de vreun concediu sau de o ieșire în oraș. În timp ce terasele din Occident sunt acaparate de pensionari, în țara noastră rar observăm vreun vârstnic la o cafea. Pe ce se duc banii dumneavoastră? Pe ce se duc? Cum vedeți, în piață, pe medicamente? Și mă ieși cu nepoțel ce zice... Te lași, nu mănânci o înghețată, să mănânci el. E strictul necesar. Strictul necesar, nu avem mai mult. Și dacă mai avem compensat gazele și coșe, că nu mă refer, ăștia nu știu ce o face. Nu știu ce o face. Un concediu vă mai gândiți? Nu, nici gând. Nici gând de concediu. Păi, te duci în concediu la o stațiune, unde te duci. Oamenii plătesc enorm de mult și ei la fel. Și trebuie să te beneficiezi de niște, să duci niște bani. De unde? Bani puțin, medicamentele scumpe. Mă, da, câte pensii ai? 10 milioane pensii. Păi de ce zici? Pensii de boală. A, de boală, uite. Și lunar dau câte 5 milioane pe medicamente. Eu n-am, am... Să înțeleg că va ajunge pensia doar pentru strictul necesar. De mamă, de om, de mamă, de om. Pentru o ieșire în oraș sau nici nu se mai... Nu ne permitem cu nimic. Omul ăsta, ce ziceți de dumneavoastră? De ce nu-i dă celui dumneavoastră mai mult? Măi, este 10. Grea viața de pensie. Este. Spuneți, doamnă, 10, ce faci cu înainte, vă spun sincer, eu de meserie sunt electrician auto. Pe vremea lui Ceaușescu îmi permiteam... Păi bine, domnule, că mă tai meserie ca lumea. Îmi permiteam să merg la restaurant la prânz, după ce seara la fel. Acum nu îndrăznesc nici sâmbătă să mă duc. Să ies undeva la un local, pentru că nu mai sunt banii care au fost. Nu mai sunt. Dacă pensionarii germani, danezi sau olandezi sunt plini de viață, îi avem în minte pe ai noștri cu haine triste, mereu cu o sacoșă după ei. Important pentru vârstnicii din țara noastră este să aibă ce să pună pe masă și să le rămână bani de medicamente. Reușesc să supraviețuiască dacă au vreun animal în ogradă și o grădină de legume sau dacă îi ajută copiii.